Bună ziua, dragii noștri, pentru că astăzi, 23 aprilie, este Ziua Internațională a Cărții. Iată, nu ratăm niciun prilej de a sărbători cartea, de a sărbători lectura ca stil de viață, ca mod de viață. Și, bineînțeles, încurajăm lectura de azi, 23 aprilie, până duminică, 26 aprilie, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, aveți posibilitatea de a achiziționa cărțile preferate, reduse cu 40% în cadrul acestei mini-campanii de promovare a lecturii. Așadar, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook, sărbătorind Ziua Internațională a Cărții, cum altfel decât prin intermediul cărților, citind. Pe pagina noastră de Facebook veți primi recomandări de lectură în cadrul rubricuței Cărți care te inspiră, o serie specială de interviuri cu recomandări, gânduri despre carte, lectură și felul în care cititul ne poate modela evoluția noastră profesională, personală, spirituală și așa mai departe. Și pentru că este Ziua Internațională a Cărții, foarte pe scurt o recomandare de carte. Este vorba despre celebrul poet sufi Rumi, Matnaui, poeme, parabole și învățături sufite, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, colecție din portofoliul editurii Herald. Jalaluddin Rumi, unul dintre cei mai cunoscuți maestri sufi din toate timpurile, supranumit uneori și Sultanul Iubirii. Rumi a fost o personalitate complexă, poet, jurist, cărturar al islamului, teolog și mistic, fondator al Ordinului Mevlevi, cunoscut și ca Ordinul Dervișilor Rotitori, datorită adeziunii adepților săi la practica ceremoniei spirituale Sama. Iată o carte de poeme, o carte de parabole, de învățături, Rumi, Matnaui, în colecția Înțelepciunea Inimii. Și închei această rubrică, această pastilă cu același îndemn, pentru că iată sărbătorim Ziua Mondială a Cărții, a drepturilor de autor și a bibliotecarilor. Să citiți și să fiți iubiți!